Sindromul de intestin iritabil este o condiție medicală în care intestinul reacționează în mod exagerat la anumit stimul exterior de tip alimentație, fumat, medicamente antibiotice antiinflamatoare, evenimente personal-familiale, cum ar fi schimbarea de loc de muncă, decese, divorțuri, boli personale sau familiale. De asemenea, există anumite tipuri de personalități care se numesc personalități anxioase. Importanța sindromului de intestin iritabil este dată de faptul că ea apare la adultul tânăr, activ în societate și este considerată a doua cauză de absenteism de la locul de muncă după infecțiile virale. Factorul declanșator este în mod cert stresul, iar factorul psihologic are o mare importanță în declanșarea intestinului iritabil. Dar la fel de bine stresul poate fi reprezentat de o alimentație defectuoasă, cum ar fi nerespectarea regimului de mese, mâncatul seara, mâncatul între mese, scăderea cantității de fructe, legume proaspete din alimentație, alături de creșterea cantității de carne. Somnul este de mare importanță, iar un somn de 6-8 ore este recomandat pacienților și oamenilor în general, dar atenție, este important ca acest somn să aibă loc până în ora 12 noaptea, pentru că după 12 noaptea digestia se oprește, iar organele digestive se odihnesc, se resetează și se regenerează. De mare importanță este mișcarea, sportul și ieșitul în aer liber, pentru că procesele de digestie, absorpție și defecație se realizează cu ajutorul mușchilor, pe lângă faptul că aceste activități aduc foarte multă bună dispoziție și energie pozitivă. Există o constelație de simptome care sunt regăsite în intestinul iritabil, de la o simplă balonare sau un disconfort abdominal până la o durere abdominală sub formă de crampe, care asociază tulburări de tranzit de tipul diaree sau constipație, alături de zgomote intestinale pe care noi le numim borborisme, împreună cu eliminarea de gaze în exces, fie sub formă de flatulență sau eructații. Pacienților pot experimenta una, două simptome sau pot experimenta în totalitate simptomele pe care le-am enumerat mai devreme. Cel mai important detaliu pe care vreau să-l precizez în legătură cu aceste simptome este că ele sunt aproape în totalitate ameliorate sau chiar dispar după actul defecației. De asemenea, este importantă precizarea faptului că avem de-a face cu un colon sănătos în cazul în care vom face o colonoscopie sau în cazul în care este recomandată efectuarea unei colonoscopii, organul, colonul, este fără modificări, iar toate simptomele sunt date, de fapt, de un dezechilibru al funcției intestinale. Diagnosticul de intestin iritabil este un diagnostic de excludere, așa că vom trece pacienții printr-o baterie de teste uzuale, analize de sânge sau și de scaun, care vor exclude alte patologii virale, bacteriene, inflamatorii. De asemenea, vom supune pacientul la o ecografie abdominală, care va exclude o litiază biliară veziculară sau alte boli hepatobiliopancreatice. De ce? Pentru că toate aceste entități se pot manifesta prin intermediul acelorași simptome. În cazuri selecționate, în funcție de categoria de vârstă, de simptome, de istoricul personal și familial, medicul specialist poate recomanda investigații suplimentare de tip gastroscopie sau colonoscopie. Tratamentul se adresează disconfortului și durerilor abdominale și este un tratament simptomatic de tip antialgice și antispastice, cum ar fi trimebutina, bromură de otiloniu, mebeverina. De asemenea, se pot folosi adsorbante de gaze intestinale, cum este bine cunoscutul cărbune medicinal sau simeticona, sau există alte medicamente care întrunesc un antialgic și cu un adsorbant de gaze intestinale. O altă direcție de tratament se adresează florei intestinale și microbiomului intestinal, iar medicamentele sunt rifaximina și prebioticele și probioticele. În unele situații, pe lângă tratamentul medicamentos, acești pacienți au nevoie și de alte direcții și de alte tratamente complementar, adjuvante, cum ar fi sfaturi practice despre dietă sau alimentație, practicarea unor sporturi, metode de relaxare reprezentate de masaje, de yoga, tehnici de rugăciune, meditație, psihoterapie.
În unele situații este necesară asocierea tratamentului psihiatric, dar de obicei aceste tratamente sunt de scurtă durată.